Scandalul deja în show aviatic astăzi deasupra capitalei. Peste 100 de avioane fac demonstrații de măestrie la înălțime. Este, spuneam, cel mai mare show aviatic al anului în țara noastră. Se desfășoară pe aeroportul Băneasa. Berta Popescu este acolo. Berta. Bună ziua, Maria! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Tocmai și-a încheiat evoluția aeronava militară IR-99 Shoim. A fost o demonstrație spectaculoasă, însă pe tot parcursul zilei am văzut numai acrobații deosebite care sunt și necesită de fiecare dată o atenție, dar mai ales un talent și un profesionalism ieșit din comun. Sunt aici foarte mulți acrobați din alte țări, din străinătate, însă sunt evident și piloții noștri români și de asemenea forțele aeriene române care au făcut astăzi inclusiv un exercițiu tactic de salvare a militarilor noștri dintr-un câmp inamic. Este alături de mine pentru a vorbi despre tot ce s-a întâmplat astăzi și ce urmează să vedem. Comandorul Cristian Andrieș, și mulțumesc pentru prezența din partea statului major al forțelor aeriene. Domnule comandor, am văzut astăzi niște exerciții și niște demonstrații de excepție din partea forțelor aeriene române. Ne bucurăm că v-a plăcut. Cum credeți noastră că s-au descurcat colegii? Precum spuneam, noi nu facem show. Rolul nostru ca forțe aeriene este să menținem integritatea spațiului aerian și să sprijinim alte forțe și mijloace în cazul unor dezastre sau alte calamități. Ceea ce am făcut astăzi, am încercat să ne arătăm profesionalismul și pregătirea. Nu a fost vorba de un show. Am văzut un exercițiu tactic extrem de bine executat. Ne puteți spune în câteva cuvinte ce s-a întâmplat? Da, bineînțeles. Pe scurt, este vorba despre militari care au avut de executat o misiune în câmpul tactic, în teren inamic. În timpul executării misiunii au fost atacați de către forțe inamice, iar forțele noastre au trebuit să răspundă. Și atunci, cei care au fost primii care răspund, și asta datorită vectorului viteză pe care îl avem, e vorba de forțele aeriene, au fost elicopterele IR-330 Socat, care sunt pregătite pentru acest gen de misiuni, pentru a executa misiuni de căutare, salvare, evacuare prin luptă, SISAR, Combat Search and Rescue. La fel am avut aeronavele F-16 Fighting Falcon, care au executat acoperirea aeriană pentru a preveni o posibilă intruziune a inamicului în spațiu propriu. Și de asemenea am avut elicopterele IR-330 LRM, cele care se pregătesc pentru misiunea multidimensională de Mali, MINUSMA, care au executat misiunea de rescue vehicle, adică de elicoptere de recuperare. Am văzut până acum și aeronava Hercules, Spartanul. Ce vedem de acum încolo, până la sfârșitul zilei? Cu siguranță forțele aeriene române au arătat până acum și vor arăta în continuare. Putem să ne oprim, doamnelor și domnilor, și vă explicăm de ce. Bineînțeles. Pentru că este un avion supersonic în acest moment. Și sparge puțin sunetul, este un pic dificil să vorbim. Vă rog, domnule comandor. Deci, cu siguranță vom avea ce arăta în continuare. Am arătat publicului nivelul de pregătire a piloților români și vom continua să arătăm pregătirea noastră și faptul că ne instruim pentru a apăra niște valori. Domnule comandor, dumneavoastră ați avut foarte misiuni de-a lungul carierei. Ați fost inclusiv la ultimul summit NATO, cel care a condus defilarea forțelor aeriene române la Bruxelles, atunci când au fost toți președinții, inclusiv președintele Trump. Câte misiuni aveți? Cât de periculoase sunt? Bănuiesc că ați avut tot felul de peripeții, de întâmplări nefericite uneori. Nu aș putea să le spun întâmplări nefericite. În momentul în care îți alegi o profesie de pilot militar, ți-o alegi cu tot ce este, cu tot ce este bun și poate câteodată mai puțin bun. Dar îți asumi ceea ce trebuie să faci, pentru că ăsta este rolul tău. În cadrul unei unități, în cadrul unei structuri, trebuie să faci față
și părților bune și vicisitudinilor. Este normal, mi se pare corect. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine astăzi. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, pentru că pe tot parcursul zilei până seara târziu vor fi foarte multe demonstrații și acrobații. Sunt piloți extrem de talentați. Pe seară în Amurg, Iurghis Cairis va face un show absolut senzațional, pentru că vor fi cu efecte pirotehnice, de asemenea explozii. Este un show pe care el l-a inventat și îl prezintă astăzi aici la București, așadar rămâneți alături de noi pe Antena 3, dar și aici pe aeroportul Băneasa. Berta Popescu, îți mulțumesc!